ocazia sărbătorilor Crăciunului și a Anului Nou, aș dori să urez românilor din Statele Unite bucurie și pace. Este vestirea Îngerului către păstorii din Betleem, slavă întru cei de sus Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Această vestire a fost însoțită de tâlcuire. Vă vestesc astăzi bucurie mare că vi s-a născut Mântuitor în cetatea lui David. Această bucurie să însoțească pe toți românii din Statele Unite, bucuria vestirii că ni s-a născut Mântuitor și a păcii pe care această vestire o aduce tuturor. Trăim într-o lume tulburată de războaie între frați și între popoare. Vestirea nașterii Mântuitorului pentru fiecare creștin poate să fie acest bun prilej de bucurie și de pace și bun prilej de vestire în jurul nostru a bucuriei și a păcii. Așadar, români, bucurați-vă, aveți pace și să aveți sărbătorile Crăciunului și ale Anului Nou cu multe împliniri duhovnicești, cu multă pace și bucurie în casele dumneavoastră. La mulți ani!